zis că vrei să-ți asumi rolul de tată adoptiv pentru fată, te rog să ți-l asumi. Trebuie să găsim o soluție amândoi, acum că tanti s-a defectat. Stai că mi-a venit din tăi gândul. Bam, angajăm bănul. Nu mai spune. Și după muncă mă duc să mă prostituez, să fac bani, să plătesc bona. Tu știi cât costă o bonă? Cât prostituat. Auzi, dacă ești doi și deșteaptă, ia găsești de tu soluție la copil. Eu cred că unul dintre noi doi, nu dau nume că te superi, ar trebui să renunțe la job și să stea acasă cu fetița. Și cum emisiunea mea are audiență mai mare... Păi de flușc! Ați dat soluție praf la tine. Păi băi, eu îți dau la Meteo zi de zi și prezint chiar de mai multe ori pe zi. Deci se cheamă că eu sunt mai productiv. Da? Da. Și ce produci tu, mă rog, mai mult? Că bani nu produci mai mulți. Zi mai bine că nu vrei să-ți asumi rolul de tată și gata, înțeleg. Hai, pardon, vezi că în fiecare zi vin cu Didai Deancu de cașcaval la tine. Doar că tu mi-l spargi și mi-l lași mig. Ăla nu e Deanc. Atunci du-te la alt Deanc, să vedem, că tot eu am grijă de fetița mereu. Hai, Denisuca, la mine. Andriga? Cristina? Cine e Cristina? Tanti, hai la masă. Termină, fată! Încep să sun și tu la fel ca mama. Nu mi-e foame, o să mănânc când mi-o fi foame. Ia zic, cum îmi stă? Bre, ai abia dacă ți-ar veni pe un picior ca ciorap de varice. Auzi, dacă simți bine? Da, mă simt chiar foarte bine. Că după ore m-a dus să mă întâlnesc cu Paulica de la 6-a-C. M-a invitat la el acasă la un ceai dansant. E și tasul și masa, s-a liniștită. Auzi, nu mi-am promus și mie sandalele alea, le tale mișto? Chiar am înțeles acum. Păi, nu știu cum o să facem, dar eu zic că rochia nu e cea mai potrivită. Am putea să găsim împreună ceva foarte frumos, dar mai târziu, hai la masă acum. Ești o rea! Nu vreau să mănânc și pace! Ori îmi dai sandalele, ori nu mai avem ce discuta. Haide! Ce-ai făcut mai atâta timp la baie? Că nu te-ai îmbrăcat, nu te-ai schimbat, nu te-ai machiat, n-ai făcut nimic? Pe bune! Acum îmi ții conci la ce fac eu la baie, nu ți-e rușine? Ia vezi că o să calculez toți banii care intră în casă până la ultimul leu. Să vedem care aduce mai mult! Mai pardon! Vezi că eu câștig mai mare ca tine! Ce vorbești? Plătit tu chirie și curent și mâncare luna trecut? Nu! Eu am plătit restul cheltuielilor, adică transport și nevoile copilului. Tu când învățat românești așa bun? Băi, eu n-am știut că pot să vorbesc. Cred că de la nervi. M-am înfuriat rău de tot și de la nervi cred că s-a activat o parte specială a creierului. Înseamnă că la eu s-a dezactivat. Ce înseamnă asta? Eu transformat în tu? Era mâna meu. Transform și o dată în tine. Mamă, trei sezoane am așteptat asta. Auzi, tu vrut căprița călărit? Poate trece? Vorbește frumos cu mine, țăranco. Și vrei să te oprește eu? Hey, auzi cineva în dormitor că trebuie să-mi iau niște haine, dar... Băi! Au. Alo! Masarda! Mai e un pacient. Bună ziua! Ia Zare! Bună, iubire! Ce bine că sunteți acasă! Auzi, auzi, să știi că dacă ai venit după mine, ai venit cam degeaba. Ți-am zis de data trecută că nu ne mai vedem. Stai liniștit, micuțule, că nu mai da pe spate. Tu, fiul, am luat! Avem un proiect nou de plata impozitului și vrem să facem un studiu. Se numește Impozitul Uman. Cum? Impozitul Uman? Dar pe ce puneți impozit, domnule? Pe oameni, pe omenie, pe calitatea umană, pe ce? Care calitate? Nici vorbă. Vrem să facem o metodă prin care să ne dăm seama cum să convingem cetățenii să plătească impozitul uman fără să se împotrivească. Mult succes! Eu nu mă bag. Nici eu, că n-am timp de tâmpenie. Eu chiar trebuie să plec, că am serviciu și obligații. Super! Mi-a revenit! Da. Din păcate, am nevoie de voi toți. Ce nasol!
Eu zic că ne-am făcut datoria cu vârf și îndesat data trecută. Cum să crezi tu? Cu tremurul. Păi, ia stai așa. Păi, credeți că de fiecare dată când aveți cât un studiu de ăsta puteți să veniți și să ne faceți cobai și noi să nu zicem nimic? Puteți să ziceți ce doriți, dar studiul tot pe voi îl fac. Păi cine blestemat? Să-mi dai banii pe violele alea. Tanti! Tantișor! Tanti, unde ești? Unde te-ai ascuns? Că nu mai pot! Haide, bre, unde ești? Tanti! Tanti! Dacă m-am tâmpit și eu de tot, era mama ea, naibii! Osama! Habibi! Da-ți să fie! Auziți! Unde-i tanti? Nu văzut de dimineață. Băbăr nu văzut la nug acolo. Când ați văzut ultima oară? Era mărânduță cu care te-ai întâlnit. Era neboadă să... Ba, da. Încetați, știi sau unde e tanti? Alo? Ilarie, zi repede că n-am timp. Căpșunica mea, mi-am făcut curaj că... că fiindcă... adică... cesma, am greșit. Și mi-e dor de tine. Și-mi pare rău. Eu mi-aș dori, dacă-s poate, să mai dăm o șansă. Ăsta, să ne mai dăm o șansă. Hai să ne împăcăm bombonicul. Cred că n-ai avut semnal când am zis că am treabă, o cau pe tanti. Mai vorbim altă dată, când o avea timp să te și ascult, da? Pa! Treacu cu botul al tău, cu tot. Deci, știți sau unde-i tanti, a? Și ce vă holbați așa? Mai și căutați-o acum! Hai! Mă, să ieși! Ieși, mă, odată, ieși! Am zis să ieși! Ieși, mă, fițăr, tine, drăguț, să fii! Credeam că să nu ieși! E de băștea, mă! Dregulor, cunosc pe lume, amintindu-ndra... Gata, liniște! Deci... gândiți-vă mai bine că e un privilegiu faptul că ați fost aleși. Voi sunteți aleșii. Aleși pentru a da naștere acestui proiect extraordinar. Dă-mă din coadă. Acum. Da, ce să spun? Mersi. Ne simțim onorați, dar suntem obligați să refuzăm. Ce să refuzați? E obligatoriu. Vine de sus. Auzi, mă, vine de la lăg, eh? Mai rău. De la pupăză. Adică de jos. Deci, mare lucru nu puteți mișca în front. Și dacă v-ați fost de acord cu termenii colaborării, trebuie să vă și filmez, ca să vă am arhivați. Și data viitoare ce să fie? O să ne montați camere de luat vederi cu microfon ca să ne monitorizați și vânturile și eventual după aceea să ne luați taxă pentru poluare, nu? Nu o să mai există o dată viitoare. S-au terminat fondurile de studii și prospectare pe anul acesta. Așa că e asta și gata. Doamne ajută, dacă așa scăpăm, te sacrifici tu. Da. Nu vrei din prin că și așa ești grasă. Vrei să stai lucrurile, lasă-te. Nu vreau, ok. Vreau. Mă, da. De unde mama n-ai primiroasă așa a gaz? Auzi, te-ai jucat cu butelia cumva? Nu, eu nu m-am jucat cu butelia. Nu am vrut să-mi fac o cafeluță. Dar n-ai văzut cumva pe acelea pachetul meu de țigări? Că nu-l găsesc pe nicăieri. Bre, lasă asta! Că le arunci în aer! Măi, știi ce? Eu m-am încasăturat de toanele tale. Dacă voiai să-mi iei bricheta, puteai să-mi iei cernul și-mi iau smoși de mână. Ce? N-ai o țigară și pentru mine până mâine? Tanti, eu nu fumez! Cine ești, Matale? Nu fumez! Auzi, te rog, te implor! Din toată inimioara mea, din tot sufletelul meu, stai locul odată, că nu mai pot, mă duc cu capul, nu mai pot! Nu pot! Am limbrici, așa fac când am țigări! Oh, no, mă duc să-ți iau țigări! Mă, lasă-mă! Nu e complicat! Hei! Facem doar o simulare! Ok! De exemplu, unul dintre voi va fi un rocker dur. Iar altul, un inspector amabil. Deci, cum facem rockerul să plătească? Hai! Facem factură, măi! Bun venit în România! La noi oamenii au teancuri de facturi fără să le plătească. Deci trebuie să vorbim rockerului pe limba lui. Bună seara, prieteni! Cum adică? Improvizați! Eu doar atât pot să vă spun. Tu vei fi inspectorul. Ai spus?
Iar tu, rockerul. Eu? Dar tu, că ai mai mult păr. Până unde? Mâine dimineață filmăm, să fiți aici. Nu vreau să întârzi cu predarea proiectului. Ai, eu nu pot dimineață, curță la muncă. Pot să încerc să vin la pauza de masă. Ce nu fac eu pentru chitră? Pentru pupăză. Nu mă interesează să fii aici. Încerc. Eu nu mă scol așa dimineață. Să aduci niște fiole. Am cuvertă de Paris. Eu mă zgol la prima oră, zici. Tâmpită, în loc să taie, mă arde! Aoleu! Dar nici un pipi nu mai poți să faci în casa asta! Păi și normal, păi, că nu se face pipi în casă, se face afară la budă! Dar bine că am ajuns la timp, că altfel te prăjeai! Aaa! Ai oprit curentul? Dar uite că pe stradă n-ai oprit curentul, că încă e luminat pe ulița! Bre, ăla nu e iluminat, ăla e soarele! Ba nu e soarele, făi, e iluminat, dar e tehnologie nouă cu LED-uri! Înseamnă că e întuneric și fetele cu minți trebuie să facă nani. Deci mă bag în pat. Da, 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 bravo, bravo, Frosta. E întuneric, ne băgăm în pat, dormim, ne odihnim ca fetele cu minți. Mă pun și eu un pic aici lângă tine. Da, ciuța. Hai, dormi, că se face zi după aia, hai. Să-mi opresc și mie. Mersi. Ce cărți ziceai că-ți plac? Ah, am o prietenă care și-a luat două rafturi de cărți. Și că la metru. Și sunt toate vișinii, sunt legate frumos în piele ecologică. Arată mișto, ce-i drept. Mișto. Da, auzi? O fi costat-o mult? Costă tot cât astea cu vorbe? Noroc că ești tu amuzant. Că întâlnirile astea de aici de la birou mă plictisesc teribil. Auzi, dar nu vrei tu să ieșim și noi în altă parte? M-am săturat aici, nu mai pot. Păi, am putea să mergem la tine? Ha? Eu stau cu încă două tipe. Și sunt și cam băgărețe. Și n-am chef și cred că nici tu n-ai. Că în cele mai frumoase momente ale noastre să ne trezim că suntem patru, nu? Nu, nu, păi cu încă două studente. Pff. Da, să știi că nici la vilă nu se poate. Că astăzi sunt toți acasă și mâine trebuie să facem o simulare pentru un studiu filmat. Ceva oribil, de oribil, de care mai putea să scap. Vrei să mă ajuți? Ce să vreau? Să mă ajut să scap de dezastru. Vino și tu mâine dimineața în vilă și le arunci așa la mișto că ai treabă cu mine și... Vedem noi ce le spunem, că dacă suntem amândoi, sigur găsim ceva, ok? Pe ăsta-l beau eu. Alea! Ce doarme un car, mama, pe ea de dulceață. Aoleu, ce zi a fost și asta. Da. Și eu obozit după atât de vorbit de medeu. Păi, iubire, oricum o tăm, e clar. Avem nevoie de ajutor cu asta mică. Pe cine găsim? Van Damme e dat de la vadă, zăgea zume. Van Damme, pe bune? Păi ăla nu e în stare să aibă grijă nici măcar de el. Dar, Cocoașă, se pricepe la copii și are și timp liber. Eu cred că ar fi bun ca babysitter. Da, Gogoașă știe? O să afli imediat, stai așa. Gogule! Da! Ia vină, mă! Ce? Auzi, scuză-mă că te-am întrerupt din sesiunea de a sprânge de milă în fața televizorului, că s-ar putea să am o soluție la asta. La ce, la televizor? Nu, la sprânge de milă. Taci, fii atent aici. Ce ai zice? Să o duci pe Cicinuca la creșă. Ok. Nu acum, dimineață. Și să o aduci de la creșă și să ai grijă de ea până seara când venim noi acasă. Faci ceva util cu timpul tău și câștigi și niște bănuți. Wow! Asta e cea mai tare veste din ultima vreme. Când poți să încep? Mâine! A, mâine! Perfect! Hai, du-te, bucură-te dincolo! Yes! Nu m-am lovit!
Ai văzut? Ai văzut? Problemă rezolvată. Și Gogu o iubește pe asta mică, deci nu o să ne ardă la bani. Și pentru că ideea asta genială a fost a mea, mâine merit să nu mă stresez. Pam, pam. Adică? Adică? Rămâi tu mâine cobai la experimentul cu filmarea și eu mă duc la studio să-mi fac emisiunea. Dar ne vedem la pauza de masă. Bine. Acum putem să ne iubim? Ah. Nu știu. Dacă mă rogi frumos. Te rog frumos. Eu știu ce să zic. Mamă, ce greu te-am convins. Auzi, mâine la ce oră? Eu pot să continui. Ce vrei, că n-am niciun ban. Uite, e gol. Să asculți ce spun acum, chiar de eu îți spun. Vezi, asta spun, că poți să spui ce vrei, că tot n-am bani, uite, vezi? Domnule Gogoașe, se poate cu mai mult entuziasm. Ce? Entuziasm. Mai mult? Mai mult. E nebună. Hai că stă bine. Poate ar trebui să faci carieră din asta. Să fac carieră, mai bine ai găsit o scuză să ne cărăm dracu de aici. Hey, gata, gata! Dubla 63! 60. Și... acțiune! Dubla 63? Să lucrezi! Nu! Banii vorbesc! Banii dau! Stop, stop, stop! Chiorete, n-am timp de tine nici acum, pa! Osama! Osama! Ați găsit-o? Nu găsesc, ci căutat în Cotez, la Vasile, la Ion, la Matei și în Puț. Bă, dar parcă a înghițit-o pământul, mă, nene. Alo, Gogoașa, nu mă interesează ce faci, unde ești, cu cine ești, vii imediat aici, că a dispărut tanti, da? Și nu găsește nimeni, hai, hai, am zis. A dispărut mămica. Ias, ce ghină, ce ghinion am. Trebuie să mă duc să caut. Trebuie să mă aduc, că e femeie bătând cu vorba de luna și nu se descurcă. Da, da. Și noi avem un eveniment de promovare a emisiunii Meteo pe care trebuie să-l discutăm la agenție. E urgent. Hai. Doamne, ce-o fi cu oamenii din casa asta? Așa. Tu vei fi o figură politică, un parlamentar ceva, plină cu bani și cu relații, că doar așa arăți. Iar tu, micuțule, vei fi mapa inspectorului. Adică inspectorul cu mapă, da? Hai, mersi de compliment, dar credeam că avem și noi timp să ne pregătim. Păi da, și eu credeam asta, dar dacă ceilalți au șters-o, hai, improvizarea! Pagă-te! Da. Alertă! Stare de urgență! Am venit cât am putut de repede. Dar după amiază trebuie să mă duc eu apoi Cicinuca de la creșe. Așa că vă rog frumos să ne mișcăm repede. Ce e de făcut? Pasul 1. Chestionarea vecinilor. Pasul 2. Îl activăm pe Marian ca să ia urma. Și pasul 3. Mă schimb și vin și eu. Hai. Cățeaș sfat. Cât a fugit. Ce față are asta? Deci că e cocoșul mitică. Rogării nu moare. Voi n-aveți oglindă, mă. Da, fată, m-a legat. Și mi-a dat 2 ani cu suspendare. Făi, deci nu știi ce trafic e afară. Nu vii așa, cred că am întârziat la muncă. Hai că mă duc, că mă așteaptă clienții. Păi, da, tu ești nouă, că nu te știu. Hai să facem cunoștință. Eu sunt Frosa. Zisa blonda. Evident și de ce, eh? Hai că o să ne înțelegem bine, făi. Hai, pa! Doamnă, nu pot să vă las să treceți. Aici este cabinet de kinetoterapie.
Să nebunești, eu nu știam. Făi, se vede clar că ești nouă și nu prea știi care-i mersul. Dar eu lucrez aici de ani, de zile, făi! Remember, eu sunt blonda, ha, mă știe tot salonul. Mă sărși, cu finalizare ca mine, nu face nimeni. Cred că ați greșit adresa. Hai, du-te! Voi! Adică după 6 ani de zile te-a venit acelea. Desemnat în permanență, cu Andica. Tu spui mie că eu nu știu care e adresa. Nu că ești atins, rău de tot, bubocico. Doamnă, aici este cabinet de masaj medical. Medical! Păi și ce, spui lucrul nou? Așa îi spuneam toți. Medical, înțelegi? L-am deschis după Revoluție și am tratat pe toți aia de la FSN. Pe toți minerii că erau săraci, obosiți și cegăriți. Mă rog, trecem peste. He. Și blonda, adică J, eram preferată a tuturor. Blonda! Fată, ce mai faci? Te-ai schimbat ochelarii, nu te-am mai recunoscut. Stai așa, că cred că... Uite, mai astăzi e liber. Hai, e prima zi de concediu după 6 ani de zile. Îți vine să crezi? Au! Yes! Concediu! Ui! Ce bine pare, păi, că n-am întârziat, că nu voiam să o supăr pe madame, dama, că e cam strictă, știi, cu regulile și n-aș fi vrut să-mi risc salariul, de. Mă duc, făi, să mă bat, că de. Du-te, ia, bea și pentru mine ceva. Ce vrei să beau? Nu, te bei ce vrei tu, hai, pa. Unde rămăsesem? Doi ani. Și... Acțiune! Doamnă, rugăt frumos la dumneavoastră, acum a prezentat consecințele. Nu blădi din pozid, blădi de amendă. Ba, că cumva să păcălesc legea, am spate. Și românii țin cu mine că vorba aia, de-aia m-au trimis în Parlament. Mamă, ce zbate! Bun, dar eu o să știți că familie mult, copil și mai mult și trebuie hrănit copilul. Da. Dacă dumneavoastră nu blădești impozit, salariul meu care este atâtica. Atâta asta e salariul? Da. Mic, da. Da. Fără impozit, el se transformă mai mic și se face zero. Eu gândeam bărăt. Îmi pare rău. Dar asta nu-i problema mea. Hai, poate descoși tu, că ești băia simpatică. Uite, și ce dințe. Bun, frumos. Mai brinde o dată. Ok, nu înțelegi de vorbă bună, mă întorc imediat. Da, întoarce-te. Întoarce-te, da. Mai stai mult? Geanta asta, am fi dai bombă, măi. Sare tot gardierul în aer, îți spun. Deci dacă apăs un singur buton, am pus-o cu toții. Așa că în momentul ăsta, plătești impozit cu penalități preventive. Bine, bine, dar nu e nevoie de amenințări. Stop! Excelent, minunat! Voi ar trebui să câștigați un premiu de improvizație. Bate palma! Cum așa? Nu e nicăieri? Poate chiar au răpit-o extraterestri. Du-te! Eu zic că trebuie telefon la miliție. Da, de mat bănidină. Foarte proastă idee. Vă asigur eu că și eu sunt polițist. Ăia nu sunt în stare de nimic. Și mai bine și Chiorete, la care mă seacă la creier cu împăcarea lui și cu toate tâmpenile. Și n-am chef de așa ceva. Mai bine caut singură, cu lupa și pensula de arheologie. Ia vezi, var meu, că arheologii găsesc mai mult schelete. E o comparație nașpa. De unde știi, mă, rochere? Gata, putem pleca? Bună ziua, lume! Ce bine că ai ajuns, e rândul tău să-ți faci numărul. Eu sunt out, pa! Să rămână, tanti! Bună, ce faceți? Dar, dumneata, cine ești? Mă, ta cu ochiul de sticlă, pe ce nu mă cunoști? Eu sunt celebra Froșa, zisă blonda. Excelent! Am o idee. Tu vei fi agenta de la fisc, iar bătrâna va fi o bătrână. Păi, ia vezi! Tu nici măcar nu mă cunoști și deja mă faci babă, că te altul este, mănâncă cârca! Să joace asta rolul de babă! Nu vezi ce stafi
de trei și plină de riduri, atât fețișoara mea este intensă ca o faianță. Și apoi, dacă eram mică, visam să joc într-un rol în care să fiu agent de la fisc și să-l prind pe celebrul Al Capone. Bine, e cum vreți voi. Ai o token to me? Vreau acum acum să vin acasă. Mai bine rămâneam nemâncată la prânz. Cum te simți, mă? Mi-e foame. Fabica! Fabica! Hai, mă, ești de unde te-ai pitit, mă? Hai, mă, mămica, eu știu că noi ne certăm și că nu ne suferim, dar totuși te iubesc, ești mămica mea și nu vreau să te pierd în felul ăsta. Mămica! Vino să o iei pe mota de la vila ca să scap și eu tot în penia aia de studiu. Yeah! În sfârșit! Fie, nu uita de cici, nu, dar fiți-ar cici. Sofica! 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 Ulo, doamne, că mă urcă și tu cu mămica e în vila. În vila? În vila, stai, poate că vin și... Da, stai așa, stai așa. Mă, ce nebunie! Alo, fanta mea! Sunt eu, Cocoșică, fanta mea, te rog eu frumos, ajută-mă și pe mine, te rog! Ia zi rotunjorule, cu ce te ajut? Știi ce? În primul rând încetează cu jignirile astea, da? Și în al doilea rând, te rog eu frumos, dă-mă și mie idee cum scap de tâmpita aia de la primărie, că e la noi în vilă! Și mă întreb pe mine, mă! Gogule, hai să-i dăm ce vrea, să facem ce trebuie și apoi avem noi grijă să... Ne mutăm în Alaska? Sau în Australia, că e mai cald? Vandame, eu vorbesc serios! Mămica e acolo în vilă și trebuie să mă duc să o iau și nu pot, că dau tot tâmpita aia! Și iar mă bag în studiu și mi-a zis, Ema, că aia de la primărie a băgat-o pe mămica în studiu. Ce fac? Știu. Gogule, fii atent la detalii. Rog-o pe vara ta să se îmbrace în polițistă și să amenințe că arestează pe toată lumea pentru că profită de pe urma unei persoane cu deficiențe. Recte? Măta! Băi, ia vezi, cum vorbești, că e mămica? Vai, de capul și de jilele tale, făi, habar n-ai să joci un rol de cotoranță. Mie șpat-o mai gârbovă, mai cocoșată și mai crăhănată să-ți treacă trenul printre călcâie. Și de susuit vorbește mai mult, așa mai susuit, că dinte pauză, dinte pauză, vacanță mare. Vrei, dar am o groasă de dinți, ia mai termină cu tâmpenile astea, că pauza mea de masă e scurtă și deja am depășit timpul. Hai să trecem la treabă odată. Păi, ascultă, făi, spatul unei femei bătrâne. A, știi ce? Până-ți! M-ai făcut, babă? Mă pune chiar să ciucauci cu lumânărea. Vrei, mă bucur că ți-ai amintit de vârsta mea tale, dar chiar nu am timp de așa ceva. Că eu trebuie să ajung la televiziune. Știi ceva? Eu chiar plec. Dar nu se poate. Domnul Pupăză ar fi foarte nemulțumit. Și nu vrem asta, nu? Nu trage doar zevaca, sunt eu, Lăzărica. Văd că aici o situație în progres de exploatarea unei persoane fără discernământ. Cine e responsabil? Eu mi-am terminat treaba. La revedere! Am plecat! Ieși! Situație rezolvată. Pune-mă și uniforma asta la ceva. Ce zici, bre? Așa, da. În sfârșit învățați și tu să fii cotoranță. Bravo, spui ce să zic. Târziu. Hai să mai filmăm cu o dublă. Hai! Ce dublă, bre? Hai, unde e regizorul? E tras, bre! Mordușel! Unde ești, băi, frate? E tras, bre, nu-i așa? Haide, 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 că nu e bine! Haide, haide, haide! Ce șase de când vroiam eu? Ah, de când am vrut! Nu vreau de vreo! Nu! Nu e bine să mă! Ce avem? Căutam roșii asta, de fapt, da. Ce, nu faci ouă, faci roșii? O adulterină și un polițist care lipsește de la locul de muncă. Da, eu n-am știut că pleca nebuna aia de la primărie și aveam nevoie de ceva ce uitasem acasă și l-am rugat pe agentul Poponet să mă protejeze. Da, da, exact. Eu am venit în calitate de motiv, nu? Da. De, nu, am venit în calitate de polițist și... De amic! De... Da! Uite, mă, și tot în calitate de polițist ai intrat pe ușa din spate? Și tot în calitate de polițist ești cu mâinile pe sub fusta doamnei? Îi făceai control bucoanal? Ce-i mai vorbește mai frumos, mă! E manualul de biologie!
6-a, da? Vermilați au sistem digestiv cu orificiu bucoanal. Mai citim și noi, milițene? Auzi, ia, și ceva mai e taie din rănile astea de la naibii. Da, vorba aia, nu știu de ce ne ascunde, că oricum știe. Noi suntem un triplu funcțional și modern. Un ție? Un triplu, dragă, un triplu. Adică ca un cuplu, numai că e triplu. Hai, trec să mergem sus, că ăștia s-o plâng. N-aș înțeles nimic. La revedere, pa. Puteam să băgăm în seamă. Vă băgăm... Să ne băgăți, mă, noi... Nu vă dragă pe cameră. Stai. Eu nu prea cred că îmi place anturajul ăsta al tău. Prima dată, poveștile astea ciudate cu simularea, acum cu triplu ăsta al ei oficial, pe bune, pentru mine deja e prea mult, nu mai pot. Nu vrei tu să ne vedem o vreme doar în parc? Plus că în aer liber mai simțim mult mai în siguranță. Hm? Să luăm niște plovere, ceva, că se lasă fric seara. Bună seara! Am venit acasă! Tot vă nu-mi spune că ești. Ce bine! Măcar am scăpat de filmarea lui Pește Prăjit. Domn primar, care este? Și-a găsit-o și pe mămica! Yes! Poate dacă ploaia s-a răpri și din cerul să mai cadă la crin. Ce faci, mă? Dacă mi-ai stricat o fiță! Unde e Cicinuca? Care Cicinuca? Care Cicinuca? Fata! Băi, bă, băi, zdravă în la fa, bă, toată ziua ți-a spus să-i fata de la creșe, bă, toată ziua, bă, că vine să te omor, că ești la fel de sclerozată, măta aia sclerozată! Ce mi-a plăcut asta? Masochism m-a făcut mama! Mulți-mi trăiască la mulți-mi. Cânt eu cu vocea mea. Mărie să trăiască, mărie să trăiască. Cânt eu și plânge la mulți-mi. Ghemotocle. La mulți ani, ghemnic. Noi știm de happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Știu și pe engleză ele. Happy birthday, dear Maria! Happy birthday to you! Uop.
N-ar strica puțin interes și din partea doamnei? Băi, eu mor de somn, ce să fac? Nu vreau tot să ne vedem de vreme, cu noaptea în cap, ca să facem amor. Eu ți-am zis că mi-e convine că eu dimineața sunt viril. Da, bă, și ce să fac dacă altfel obsedatul ăla de bărbate meu vrea tot timpul să stea cu noi? Da, ci că moare, moare fără terapia de trip. Neața! Ce face, prietenii? Vă simteți bine? Dar ce este cu voi de sunteți așa de șifonați? Da. Am plecat mai devreme ca să pot să trec și pe la spital, da, și de-aia am avut timp să mă aranjez prea mult. Da. Să faci bluza în pantalon, n-ai găsit timp văd. Da. Eu abia-am scos-o! Da. Așa se poartă, da? Da. Țărane. Mă rog, ce e cu tine aici cu noaptea în cap? Cum ce e? Cum ce e? Am venit la terapia de triplu, că nu mai aveam stare, nici să dorm, nu mai puteam de atâta nerăbdare. E lovitura secolului, deci am, mă simt așa cum renasc, numai când vă văd. Hai, începem! Începem! Deci, Gogule! Da, eu! Tu te simți mai bine în triunghiul ăsta amoros decât în cuplul de dinainte? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Da, mă simt mult mai bine, pentru că nu așa? Am mai mulți oameni pe care mă pot baza, pe care îi numesc prieteni. Super. Și cum este vorba bancului, mă pot eschiva de la îndatorii, nu așa? Adică îți fac eu treaba gratis. Da, duci tu gunoiul. Și gunoi. Da? Bună ziua! Livrarea pâinii minune, 50 de kilograme. Da, doamne, cum am vorbit? La ora 18 până să înceapă evenimentul, pâinea va fi acolo. Cum să nu? O zi bună! Că așa nu se mai poate. Da, prietene? Zi, da, zi, repede, că nu pot să vorbesc. Nici nu trebuie să vorbești, Gogule, trebuie doar să-ți miști fundul la mare și gras la agenție și să mă ajuți, că nu mai fac față cu livrările și cu comenzile la pâinea lumăta. Și în loc să te bucură, mă ceri, te roțuiești la mine? Ce spui? Nu pot să vin acum pentru că sunt la terapie și mai am o ședință și după amiază. Da, bravo, mă! Bine că tu te cauți la fericire și eu trebuie să fac pe sclavul și pe comision zero. Ce zici? Nu te mai aud. Gogule, nu încerca cu mine și vino imediat. Gogule! Mâncați-aș, rezistă-te, rezistă în tăcere și mai subțire cu clonțul ăla, că te găsește dracii și fuzi părnăile, da? Dar ce-a făcut colega? Bă, dragi, o piaptă-ne! Dimineața eu când vin către Cirmici, o iau cu părculețul ăla de la noi, că m-a obligat, m-a rugat șeful, să-i aduc câte 3-4 sacoșe pline cu mucuri, căci care obligații la doctori. Da. Cred că le fumează el de rămas. Chiar de nebunit? Nu, vorbeam cu grația, bre. Și ce să vezi? Madame era acolo și încerca să fraierească o cocoană, căci că vezi, doamne, ghicea viitorul. Păi asta și făceam, chiparosule. Făceai pădraste, piaptă, ne vrei să spun eu ce ghiceai? Ghiceai cam câte minute mai rezistă loaia, vergheta pădești. Să-i stai ochii din cap, șeful, cu-i minte, că mata se vede după față că ești mai șef. Cum a fost? Eu chiar ghiceam fetii viitorul și vine buul ăsta. Bă! Domnul polițist și i-a zis că-i ghice și lui dumnealui ca să vadă că nu mint, că nu-i la OHA. Și-mi dă mâna, întinde mâna și... Staci, staci, că te șparg! Ce te... Las-o pe domnișoara să continuă, zi drăguță! Iute, iar face așa! I-a zis că iubește o blondă apetizantă și cam călătoare și vrea să-mi dea cu pulanul în cap și de... Placi, că nu știu cât hashtag mai rezist! Sărița ochii! Vrei mai nevoie de asta? Lasă-mă să vedem ce mai spune. Ah, ce ciorăpii frumoși și-am plimbit, ia. Ia spune. Oh, ce bineșade. Unde-am te văd? Da, alo.
Ce faci, tanti? Fitness? Niciunesc, băi, băiete, băi, eu beau cafea proaspăt rânjită, asta, râșnită. Dar cine e la telefon, a? Sunt eu, bre, Van Damme. Oh, actorul? Nu, bre, prietenul ma tale, cu agenția unde vin smata pâinea. Păi și-o ce-a zis, băi, zăpăcitule? Întrebam de actorul ăla din serialul cu trăzniții. Bre, tante, te rog eu, lasă-mi niște urile. Știi, noi trebuia să semnăm niște acte. Când o facem? Ia-și-mi cetele și măgarule în tine căsătorii și după aia o facem. Că eu sunt fata cu minte, în ce crești tu? Ia te moaște, băniață. Stai, bre, tante. Așa noroc. Bun, da, deci azi am făcut progrese mari în comunicarea emoțiilor și stabilirea teritoriilor. Da, sigur, da, da. Acum gata. Ce gata? Nu, ce? Nu, gata? Gata, da, gata. Pă bune? Și acum plec? Da, te rog. Ok, dar vezi și tu, da? Hai. Da, da, uite. A, imediat, oricum nu mergem în aceeași direcție. Termin cafeaua, nu. Păi tu unde știți în ce direcție merg eu? Poate merg împreună cu tine. Hai, te aștept. Gogule, ne-am uitat placa în dressing. Fii și repede să nu ardă ceva. Dar n-ai nevoie de placă, că ai tot în cingură. Că de fel. Aia pe care o folosești tu. Da, da. Bine, mă duc, dar haide să stabilim de acum la ce oră ne vedem după amiază. Măi, omule, nouă ne arde casa și tu vrei terapie. Hai, mă, dau, bă, că dacă era să ia foc, deja arse, scrum. Vezi, vezi, suntem homeless, suntem triști, suntem amărâți și o să avem nevoie de și mai multă terapie de triplu. Și de domnul Popăneț, da? Da, bine, bine. Ne vedem, da, după amiază. Da, facem sigur? Terapie și după amiază, okay. Dacă fugi, fugi repede. Am fugit. Să mai salvezi și mai poți din casă. Da, placa, da. Să salvezi placa, sigur. Nu, ce mă, sunt curând, lasă-mă că mă am niște nervi, că trebuie să rezist. Băi, nu mai pot să fie ăsta non-stop cu noi, înțelegi? Nu mai pot. Da, acum hai să profităm cât mai avem timp. Hai, nu mai pot, că de acum trebuie să mă duc și eu la secție, să mă fac că muncesc ceva ca să vin din seara la terapie. Pe asta. Da, fii atent că am o idee, fii atent. Îi dau o bibliografie, da, să citească acasă, să facă studiu individual. Ce zici? Foarte bine, bravo, îi deșteaptă. Da, hai, foarte. Și poate să fim și noi singuri. Hai chiar îl sun acum, ia să văd. Ia, ta 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 ta. Deci, unde-i Gogu, unde-i Gogu, unde-i Gogu? Ah, l-am găsit. Gogule, am ajuns la concluzia că tu ești partea mai puțin receptivă a triunghiului. Da, după amiază ai ședință de studiu individual acasă. Ce faci, Mirandolino? Ia zi, nu-mi dai și mie în cărți, în ghioc, în ce dai tu acolo? Eu dau un verighete, n-auzi? E regulă, un verighete, că și așa eu n-am și așa am vrea să am. De-aia zi, să înghicești. Fie, da. Numai așa că mi-ești mata fată de treabă și poate mă ajut și pe mine să scap de aceea că mă așteptă copchii acasă. Să văd ce pot face, hai! Alege-o pe a treia, pe a șaptea și încă una pe care o vrei tu și fă o cruce peste ele. Ok. A treia, a șaptea și încă una și crucea. Acum, alege una singură și spune care e întrebarea. Care e întrebarea? Nu fai toantă, domnișoara polițistă! Spune ce vrei să afli! A, păi ai uitat când m-am marit, că de-aia vreau să-mi dai în cărți! Păi, mă taleți că-mi pui verigheta la o nuntă. La o nuntă? Hai, ce romantic, ia să vedem! Anca s-a măritat în trecut, Silvia e luată, Coco divorțează și eu la ce nuntă mă duc? Vai de viața mea, că de asta n-am noroc! Gogule, a? Așa nu se mai poate. Trebuie să o convingi pe măta să semneze actele pentru comision ca să mănâncă și agenția noastră ceva. Adică și tu și eu. Oh, că m-ai nebunit, hămesitule. Ce? Eu hămesit? Bă, ai idee de când n-ai mai făcut nimic pentru business-ul nostru? Crezi că o să trăiești din banii de clown toată viața? Sau te bazezi pe leafa lui nevastă ta? Gogule, să-ți aduc aminte ceva. Femeilor le place să fie întreținute, nu invers. Ok, ok, mi-a venit o idee pe care am citit-o aici, în cartea asta lui nevastă mea.
Îi zice psihologia inversă. Când vrei ca cineva să facă ceva, îi zici să facă exact invers. Și el, în ciudă, o să facă exact cum vrei tu. Ai înțeles? Nu, pune mâna și sună pe mata și vorbește cu ea. Exact asta și făceam. Ce nu înțelegi? Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și frumoasă, da. Alo! Mămică, ce mai faci? Sunt eu, Costeluș. Așa să treci, mamă, ce faci? Ce să fac, mămică? Uite, te-am sunat să te avertizez că dacă te sună cumva Van Damme și te roagă să semnezi actele alea pentru comision, să nu o faci, pentru că vrea să te tragă în piept. Nu, mămică, stai liniștit, nu semnezi nimic. Că i-am zis că pe mine nu mă poate trage în piept decât după nuntă, că eu sunt foarte serioasă. Hai, te pupă, mama. A închis. Și a zis că nu semnează. Păi nu așa i-ai zis? Să nu semneze! Ba da, i-am zis să nu semneze, dar trebuia să lucreze psihologia inversă. Și ea să-mi facă invers, să-mi facă în ciudă și să semneze. Da, mergi la fix, gogule. Bravo, mă, să-i zici lui nevastă ta să-și ia cărțile astea și să-și le bage. Auzi, ce? Ia nu te lua tu de nevastă mea, că nu-ți merg ție treburile. Și vezi că mămica a zis că nu mă duc o nuntă. Știu, gogule, că și pe mine numai cu asta mă bate la cap. I-a intrat ei în cap că trebuie să semneze niște acte acolo sau mă rog ce... Da. Gogule, sunt genial, frate. Am exagerat. Ascultă-mă, bă, stâmpitule, organizăm o nuntă falsă ca să creadă ea că ne căsătorim. Și când e să semneze, îi băgăm la semnat comisionul. Bă, tu ești mai nebun decât mămica. Și ai impresia că eu o să te las să-ți bajuc de ea în felul ăsta? O să mă ajuți, gogule, că tine are încredere. E o glumă, mă, o farsă micuță, doar ca să ne semneze. Gândește-te că eu muncesc pentru banii ăștia și ție poți să-ți intre niște venit fără să faci nimic. Sau, mă rog, în timp ce faci pe clownul, adică faci ceea ce ești. Ai, mersi! Nu eu, mă, decât ce e cinstit. Tu nu vezi că de data asta eu chiar sunt corect. Și să fie al dracu că tocmai acum nu-mi iese. Ok, și ce trebuie să fac eu? Să mă ajut să planificăm nunta. Uite, de exemplu, cine o să o facă pe primarul? Păi bă, trebuie să fie unul cu care mămica nu prea a avut treabă, știi? Ca să nu-l recunoască în caz că o pălește așa subit luciditatea. Matescu, că el are așa o prestanță. Are o prestanță de prost, da? Mă rog, mămica nu prea s-a întâlnit cu el, s-ar putea să-l uite, deci cine știe, poate merge. Foarte bine, tu vorbești cu Matescu. Eu? Păi ce-i treaba mea? Cucule, vorbește tu, ai zis că mă ajuți. Păi da, dar că... nu-i treaba mea. Ei, vorbește tu cu Matescu să o facă pe primarul la nunta mea cu tanti Frosta. Așa. Aoleu, Doamne! Păi și-am stat atâți ani cu el, dar n-am văzut semnele. Nicio. Ce-i asta? Schizofrenie? Ce schizofrenie? Nu e nicio schizofrenie, sunt complet sănătos, da? E o farsă, am nevoie să o fac pe babă să se căsătorească cu mine, ca să însemneze actele pentru comision din afacerea cu pâine. Trebuie să mă ajuți, că comision înseamnă bani și bani înseamnă pensie alimentară. Etena, și ce vrei să muncesc eu pentru pensia ta alimentară? Aha. Nene? Hai, măi, mă, te rog. Mai încearcă-mi. Te rog? Te rog? Știi că rog? Hai, mă, că vorbesc eu cu Matescu. Ce te speria să iei așa? Ce? Gogule, tu o sun pe Sofica ca să știi care-i treaba și să ne facă jocul. Bă, stai pe zi. Tu ce te crezi, mă, coordonator de joc? Ema să facă una, Sofica să facă alta, eu să fac aia. Dar tu ce faci? Eu fac cel mai greu. O cer pe măta de nevastă. Da. Bonjour, monsieur Matescu. Ça va, ça va? Am nevoie să mă ajuți cu ceva. Ia zi, sunt pentru totul al tău. Vreau să o faci. Să o facem. Încetează, să o faci pe primarul la o nuntă falsă. Îl v-am dat cu tati Frosa. Ce, mă? Voi v-ați scârtit de tot? Nu noi, mă, ia, săraca. Și nu vrea să-i semneze lui Van Damme niște acte pentru comision decât dacă fac nuntă. Cine știe în ce film o fi sărăcuța de ea? Cred că și imaginează că e unul din iubiții ei din tinerețe. Păi știi ce eu? Păi cu tine nu prea mai avut de-a face în ultima vreme și mă gândesc că poate nu te recunoaște.
Și Dita, mai celebru comisar Matescu, să mă bag în falsuri de-astea grosolane și josnice? Hai, Matescu, ce naiba, e o farsă, o glumiță între prieteni. Îmi pare rău, dar spiritul meu integru nu înțelege așa ceva. Ena? Da. Păi din câte mi-amintesc, spiritul tău integru și cu mine am avut niște colaborări alunecoase. Spiritul tău integru își aduce aminte? Bine, o fac, dar contracost. Normal. Bine, mă, se rezolvă. Îi spun lui tanti că e taxă pentru primărie, na. Dar rămâne așa? Da, da, da. Bine. Taxă mare. Nu exagera. Șefu, am auzit fără să vreau că te duci la o nuntă. Vreau și eu să merg să asigur paza și ordinea. Măi, Grațiela, nu e nicio nuntă. E o farsă, o glumiță. Aolo, păi atunci e musai să merg. Dacă cineva nu ține la glumă. Hai, că mă duc să mă aranjez. Tu stai, nu e... Mamevo, ai văzut ce-a chetea? Uite așa. Tanti, vrei să te măriți cu mine? Te măriți, mami? Cine mă, eu? Băi, da, mai vrei vreo tanti pe aici? Nu, nu, tu! Dar cine? Frosa. Ce? Iubito, vrei să fii soția mea? Da, 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 vreau, sigur că vreau, vreau acum, ia-mă de nevastă, ia-mă tată. Ce rușine, mă, măgar vrei să-ți bagi joc de o femeie bătrână? Ai, mă, mami, mă, te rog eu frumos, nu-i mai spune măgar, că nu-i măgar deloc. Uite ce băia cu minte, ai venit acasă să mă ceară de nevastă. Și să știi că nu-și bagă joc de tine, nu te-a făcut bătrână. Tu nu ești bătrână, tu ești chiar tânără și ești bună rău, știu eu mai bine. Sofie, pst. N-ai vorbit cu Gugu? Cine e Gugu? Un băiețel. Și nu vezi că acum tanti crede că eu sunt măsa de altfel? Păi și ce, nu ești? Sofie, sună-l pe Gugu că-ți explic. Sună-l pe Gugu, cine e Gugu? E un băiețel, uite, ia Florina. Aaa, vei adus patrunjel. Alo, să-mi datorezi niște explicații acum. Sunteți nebuni, frate. Așa, da! Da, suntem nebuni unul după altul. Mă, Mirvo, lasă-le să ne coșitorim, că ele aleg. Păi nu, mă nuntă, că eu sunt băiat serios. Nu vreau să buzez de tine. Ai fost numai, Mirvo? E băiat cu minte. Bine, mă, bine, 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 dacă vreți voi, bine. Da, mă, Mirvo, da, vreau. Stai, stai, după nuntă, după, după. După nuntă. Gata, frăsa, calmează-te. Vorbim. A, da, cuze. Vorbim mâine. Mâine, ok, mâine. Mâine, mama, e cu un tâmpit. Eu îl trimit la piață, el mi-a duce o rață. Eu îl trimit la pescuit, el mi-a duce alt tâmpit. Bă, Mivo, trebuie să te apucăm deja de treabă. Că numai mâine nu-i pui mâine. Ce? Ce treabă? A, cum ce treabă? Băi, trebuie să facem roșu de roche, de voal, de pantofi, de buchet, de lumânări, de colive, de colaj, de coștug. Că așa se face la mâine. Ce am făcut, doamne? A, și să arunc florile. Păi ce faceți? Că ați început ședința fără mine. Nu, eu am avut așa un fel de vertij. Da, da. Și am alunecat puțin peste ea, că... Da, da. Auzi, Adu, ce cauți aici? Parcă aveai sesiune de studio individual acasă. Da, avem, dar am terminat. Ai terminat? Da, așa, repede? Da, da, păi am constatat că am o capacitate intelectuală mai mare decât credeai. Demonstrează. Ia, zi-mi... Care sunt etapele tratării unui triunghi conjugat? Tovarășa profesoară, noi pentru astăzi am pregătit evaluarea psihoemoțională a fiecărui membru, urmat de stabilirea istoriei triunghiului, urmat de identificarea focarului de dezechilibru și, în final, tratarea focarului. Punct. E bine. E bine! Da, mersi, da, mai zim despre terapia motivațională a trădării în cuplu. O știu și pe asta. Terapia motivațională a trădării în cuplu se concentrează pe două serii de motive. Motivele care au dus la trădare și motivele pentru care subiectul trebuie să depășească starea emoțională negativă indusă de eveniment. Gata. L-ați notat? Bun? Bun, yes! Da, ai făcut progrese, da. Da. Dar acum trebuie să aprofundezi. Așa că o să-ți dau de făcut niște conspecte. Numai mie, îi dai și lui Popones, nu?
Nu, că dacă nu-i dai și lui Popone, să știi că eu nu mai fac. Păi ce? Nu, mie nu-mi convine. Deja s-a dovedit că eu sunt înaintea lui din punct de vedere intelectual și dânsul dezechilibrează triunghiul și devine obtuz. Ok, o să dă și Popo bibliografie și conspecte. Așa, ce da. Vorbești? Dar nu se poate. Ăsta e un obtuz. Abuz. Păi ce? Păi, eu sunt polițist, da? Eu m-am făcut polițist ca să nu învăț carte, da? E un atac la identitatea mea profesională. Mă rog frumos. O să faceți amândoi ca să fim totuși un triunghi echilateral, nu? Hai că acum mă și înjurășe ca să aibă satisfacție, nu? Ce e triunghi echilateral? Polițistul. Ia-ți mireasă ziua bună de la tot ce ți-e mai drag, de la mama, de la tată, ce ți-e... Vai, ce minunăție, ce frumoasă e, ce frumoasă e, de unde o ai? De la tanti Floricica, că a mormântat-o luna trecută pe nepoată sa. Poartă norocre. Ce bine îmi pare, dă-mi un coace și-o apropiați. Ia zi. Auzi, tanti, dar să nu cumva să nu-ți fie mică și dacă te strânge sau ceva, te rog să nu forțezi, da? Că după aceea s-o plătim. Cum păcatele mie să-mi fie mică? Tu nu vezi ce mare e și ce subțirică sunt eu? Sunt trasă prin el, mă rup cu un deget. Da, cu un deget de King Kong, poate. Hai să ne împrăgăm. Sunt așa de emoționată. Sunt flească de lacrimi minunată. Vine să-mi plâng nu alta. Și mie? Acum ne mai trebuie ceva de împrumut, ceva vechi și ceva albastru. Hai, prea, acum vrei și de-astea? Păi da, fată, păi ce vrei și ne arăt așa tu că nu respectăm tradiția? Bine, bre, bine, uite, ceva vechi, că florile astea sunt camofilite, dar... N-am găsit nicio florărie deschisă. Ok, sunt bune, că sunt vintage. Acum ne mai trebuie ceva de împrumut. Păi, tot buchetul ăla. Tot ăsta? Păi, da. Dar cine e împrumutat? De la tanti Tudorica. O, vai, păcatele mele, păi aia n-a dat tortul popia cu 4 zile? Ba, da. A, și sunt după cu porșeul? Bre, nu ți-am zis că n-am găsit nimic deschis? Ok, ok, dar ceva albastru? Ceva alb... Ce-ai acolo? De unde dai? Ia, bre, ia ceva albastru, na, de la chilotul meu. Ce le deșirați, vreau să nu-și cadă la călcăie acum. Acum gata, sunt perfectă, pot să mă vărit. Ce mai e acum, bre, ce mai e? Nu pot să mă vărit. Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. De ce? Pentru că nu mai știu dacă sunt virgină. Și nu pot să fac de piepul, că dacă nu sunt virgină, nu pot să mă mări cu el. Bre, ești cea mai mare virgină. De unde ești tu așa de sigură, fel? Păi, ia zi, cum se face dragoste? Nu știu de asta. Să nu am parte de viciul meu dacă știu. Păi vezi, bre, că ești virgină, vezi? Și acum, hai, te rog eu, din tot sufletul meu, hai să dormim, că mâine avem atâta treabă, ne trezim de vreme. Da, sigur, sigur, sigur. Ce mai e, bre, acum? Mai avem o problemă, că care, frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. De ce? Ne mașină mică, mi-e frică de... Mi-e frică că doare. Ce? Nu știu ce, am auzit că doare noaptea nunții, asta e, ce doare? A, capul doare. Capul? Păi eu credeam că doare am ceva. Oho, ia să vedem, măi, maestre. Acum ce mai ai de zis? Ia uite aici. Ce e ăla? Conspecte. Conspecte? Atât de mult? Când ai avut tot timp, mă, să scrie atât de mult? Azi noapte. Și știi ce mi-am dat seama? Că o am mai mare decât credeam. Capacitatea de a conspecta. Cosele? Da? Tema la control. Păi ce? Nu asta, te-a lui. A ta. Jenant. Două pagini? Păi le-ai zis tu conspect? Costele... Puguța acasă, că ai de recuperat. Faci conspecte din volumul Trădarea, șansa mea. Da? De acolo de unde am lăsat eu un semn de carte cu niște notițe pe el, până la sfârșit. Ia. Adică
Haide, haide, că nu e mult. Mama, pe bune, te rog. Timpul... Rapid, rapid, hai, un pic de alergare. Ce să zic? Sport! Trebuie să te ții foarte puternic că ultima candidată a avut probleme. Problema găinii. Când sufli aer cald, bea acolo pe unde decide găina să-i spună oful sufletului, va da o ouă fierte. Dacă o buzdâgă un pic, va da o omletă, bineînțeles. Iubite, gata matinalul? Oh, gata, gata! Hai să mergem, că suntem martori la nunta lui Van Damme. La Van Damme? Nunta lui Van Damme? A conspect, astea ce aveau? Că așa era, conspect. Au, te cânta textele, frate, ce cărțuloaie. Of, doamne. Cel mai important că... Unde mai văzut scrisul tău? Nezda. Da, da, astea mi-ești, madame. Nailie, iată, balonele sunt umflate, dăm legătura pe stadion, mulțumesc pentru atenție, la revedere! Roz, mă, Van Damme, pe bune! Roz, Matescule, pentru tânăra și frumoasa mea soție! Hei, Gogule, Gogule, stai pe loc! Nu, de ce? Din încoci! Nu pot, serios, sunt grăbit! Unde te duci tu așa grăbit? Am o treabă urgentă de rezolvat! Gogule, eu am o treabă și mai urgentă, mă însor cu măta și tu trebuie să fii cavaler de onoare, da? Condoleanțele mele, dar nu pot, nu pot să stau. Gogule, iar o luăm de la capăt cu discuțiile. Ești cavaler de onoare, da? Da, da, dacă ai nevoie de cavaler de onoare, uite, ia-l pe Hasan. Poți să fie și martor și cavaler, condoleanțele mele, ca să dă piatră. Cum, pe Hasan? Hai, hai, pe locuri, fiți gata! Ia dat-o în ordine, șeful! Mai frumoase! Nu v-am dat mece, Varde, de joacă, e moment solemn, ce Dumnezeu! Să știi că mă duci la altar. Nu mă tărești, lasă-mi e bălăriile, că nu te mărești. Eu m-am mărit. Wow! Frumoasa sufletului meu! Ce faci, păi? Tu ești în locul tău, că nu ești tu, eu sunt aia. Vine la mine, fecioara visurilor da. Mele. Stai, dragă, ridică-te! Mi-a dat-o până diseară. Da, m-am împiedicat, sunt emoționată. Vino aici lângă mine. Da, să știi că sunt pregătită, să fiu atât de vieci. Și eu așteaptă, te rog. Aștept. Pa cine? Actele astea îi le dai la semnat. Ascunde-le! Vino, dragă, în pace. Hai și dacă toată lumea e pregătită, eu zic să începem, că mai am niște treabă după. Ei, 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 să începem! A, ce? Cetățeană Frosa Gogoașă! De bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Van Damme. Cucu! Da, da! Scuze din greșeală! Cetățeană Van Damme, cucu! De bună voie și nesilită! Da, 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 da! Da, da, da! Da, 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 atunci? Da, da, da! Da! Nu, de la, de la mână! Ia, ia pe ăsta! Ia ce ne faci? Ia ce coșă poți vii? Cu puterea de care am fost învestit de Marian Nistor! Stai, 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 treci la, treci la! Imediat! Așa... Ce mi-ai făcut, mă? Lasă că m-a învățat pe mine, e rezo! Doamnă... Tanti... Doamnă... Donșoară... Donșoară Frosa... Cucu! Că ni se semnează! Exact! La semne! Ce semne? Yes! Ce semne? Trebuie să semnezi actul! Așa... Băi! Bă, bune, mă? Deci asta nu e o glumă. Tu chiar vrei să spui că te însori cu... cu ea, mă? Nu, 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 Barbara! Ce? Ceea ce vezi, de fapt, nu e ceea ce pare. Eu cu tine vreau să fiu, da, acum. Adică, de ce faci tu? Tu ce faci? Împrumirile am face altele, te face cu toți ăștia! Ne simți! Nu! Gata, divorcezi! Divorcezi! Stai puțin, nu pleca! Ia, tu fai! Ia, tu fai! Ia! Ia, că nu mai am nevoie! Am zis, Frosa, stai, bre! Nu mai am nevoie! Aștept aici două secunde, că ți explic imediat! Baby, ai uitat să semnezi niște acte! Baby, vino înapoi! Iar am rămas cu buzul vechi! Barbara, lasă-mă să-ți explic ce ai văzut tu aici! De fapt, nu e ceea ce pare! Na, n-am nevoie de nicio explicație de la tine! Am văzut cu ochii mei, mi-e clar! E ciudat! Nu! Totul din jurul tău e ciudat!
Te rog eu frumos. Nu mă mai căuta, ți-e clar? Stai puțin, că de bani era altceva! Ilie, cred că tocmai am prins ceva prea tu legătura. Mă duc să încerc un atac pe centru. Cred că a greșit undeva vrăjitoarea. Am două verighete pe unul și tot nemăritată sunt. Să știi că eu sunt nemăritată. Ok. Aol, m-a rupt. Ba eu te-am rupt. Ba tu. Ba eu. Și eu pe cine rup? Ce cauți aici? N-ai terminat și conspectele astea? A, nu. Păi nici nu m-am apucat. Am venit să te rog să-mi împrumuți mie puțin conspectul domnului Cateta, ăsta partener de triunghi. Asta? Da, da, da. O pagină. Ei, de ales. Ce avem noi aici? Bănuiam. Dacă am certitudine. Ăsta este conspectul matale, doamnă Gogoașă. E scrisul tău. Nu chiar, dar ce ești tu acum, grafolog sau ce? Nu, nu sunt grafolog, dar nici tâmpit nu sunt. Așa că tu, liber, ca cu e rândul meu să mă trateze doamna, pentru că mă simt trădat în triunghiul nostru conjugal bermude amoros, da? Mă face pe mine separat, că pe tine te face... Hai, pa! Faci pe... Bine, ne... Da, eu mă duc. Un cur de țigări pentru șeful, că mă roagă să... Și adun două, trei sacoașe de alea, că al dracu numai cu pipa. Că trebuie să adun mucurile de țigări ca să le aduc un șef, care e obligație la doctor. Dar eu cred că îi place să le fumeze el, dar nu mă simt. Mă rog! Da, de ce roșu e? Ce care obligații la doctor? Ce care lui bolnav și zic că trebuie să dea și el la doctor. Că trebuie să adun mucuri. Câte două, trei sacoșe să le dau un șef. Căci care e obligație la mă pun în genunchi, zic că mă pun în genunchi. A, Năț, tu și în genunchi și în picioare, tot un mincinos ești, mă. De ce mă faci mincinos, aiurea?
Bine, mă, deci nu ești mincinos. Ești mai rău. Un sadic. Un sadic fără scrupule. Care se distrează făcând farse bătrânilor. Și asta e nașpa. Dacă nu mă prefăceam cu eu de nevastă, nu mai pupam niciun ban. Oricum n-am pupat niciun ban și am rămas cu buza umflată. Asta e nașpa, bă. Și e și grețos și scârbos. Adică, tu vrei să spui că te însori cu babă pentru bani, mă? Pff, oportunist pervers. Stai, mă! Barbara! Barbara! Fata asta nu vrea să mă creadă că nunta a fost la mișto și mie chiar îmi place de ea. Hasane! Fratele meu! Prietene! Trebuie să mă ajuți. Spune-i tu lui Barbara că nunta a fost la mișto, că pe tine o să te asculte, da? Măi, nu știu ce să zic. Trebuie să mă mai gândesc un pic. Este un subiect foarte delicat. Cum adică să te mai gândești un pic? Ce mă dracu poate fi atât de delicat? Îi spui adevărul și gata. Galm, măi, galm. Dacă vrei să te susțin, trebuie să te părți frumos cu mine. Veșnic. Că dacă nu, s-ar putea să-i spun altceva. Și dai lins pe bote Barbara. Ce face, mă? Dai lins, mă, la Barbara. Da, 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 acolo... Acolo mă link, da. De ce? Hai, bre, tanti! Draga mea, Frosta, te rog eu frumos, mănâncă și tu ceva, uite o lingură de supică, te rog, nu mai fi așa căpoasă. Dar lasă-mă, făi, îmi pace cu supa ta, că sunt așa de supărată, că nu-mi intră nimic pe gură, lasă-mă durerea mea. Cum să lași așa pie și tu mai la altar și tu mai pe mine, de ce? Cu ce-am greșit, doamne? Dar nu mai plânge, gata, ceea tău e pus deoparte, stai liniștită. Adică tu crezi că mai sunt și alții făi? Dar să știi că nu mă interesează deloc. Că eu pe ăsta le beam. De ce m-a lăsat? Fiindcă e un prost de aia. Și-am zis să nu mai plângi, că o să faci riduri. O să faci riduri și nu o să te mai ia nimeni dacă plângi. Ok. Dar zici și tu, soră mea, al dracu ghinion să am eu, mă, fată, mă, așa în halul ăsta. Dar știi ce? Știi ce? Mai bine rămân fată mare, e bun top, decât să mă măriți cu un golan. Dă-vă șupă! Trebuie să vorbesc cu tine. Urgent! N-am timp de problemele tale reale sau imaginare, da? Că am dus-o pe fii mea la creșă, pardon, pe fita! Și a fost așa un trafic de parcă și fost la Slobozia! Așa și 5 minute în plus sau în minus cât te țin eu, nu cred că contează! Ba da, contează! Foarte mult, că trebuie să ajung la muncă! Și nu vrei să mă duc așa doar pentru că ai tu probleme! Problemele mele sunt și problemele tale, dragă, da? Eu vezi că... Arăbul ăsta al tău a cam prins tupeu! Tupeu, da, jegos, nu așa? Adică, ia zi, detalii, nu metafore. Adică, l-am rugat frumos să mă susțină la faza aia nasoală cu nunta, cu Varvara. Și ghici ce? A zis că se mai gândește. Așa a zis? Literalmente, da. Înseamnă că tot mai are bucurii la strâmba aia. Omul omor. Și-o fi pus în cap să ne despartă? O fi gelos, Mititelu? O vrea să o păstreze pe Varvara doar pentru el? Lasă că-i bag eu mințile în cap. Cu forța, dacă e nevoie, ajută-mă! Iartă-mă! Iartă-mă? Bă, dă-mă la flamă, ce vrei? Rândul meu acum! Eu trebuia să dau, nu tu! Păi ești moale, ce să fac, mă plictiseam. Cum, mă, Gogule, să o lași ca bou pe tanti să intre în circul ăla cu nunta? Cum? E propria ta mamă. Ce vrei, bă? Nu e vina mea. E vina lui Van Damme, că el a zis că doar așa își poate recupera sumele. Măcar asumă-ți, dracu, totul ca un bărbat adevărat și nu mai da vina pe alții. Ba, să știi că sunt bărbat adevărat, dar nu sunt și prost. Și nu vreau să-mi asum toate ideile, creții ale oricărui nebun. Da, mă, Vere, dar asta era groasă rău, trebuia să previi. Că ți-era clar că măta o să pună botul ca fata mare la măritat.
Da, să știi, dragă surioară, că cinstea mea este nepătată. Pentru că golanul ăla nu s-a atins de mine nici măcar cu o floare. Bre, eu nu sunt sora ma tale! Și tu mă renegi, vai, dar din ce? Eu sunt imaculată ca un crin. Sunt nepătată. Știu, Froso, știu că tu ești o fată cuvincioasă și cu frică de Dumnezeu și n-ai... Da, 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 suriana mea, dragă, da, să știi că tu ești singura mea. Stai, 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 dar stai așa că l-am lăsat pe Gogu. Auzi, Vere, vorbim mai târziu, hai, pa. Bă, prietene, bă, picioarele, mă doare sufletul că zic asta, dar să știi că eu bat divorț. Ce s-o mai arunge? Ce s-o mai tărăgăne? Vai! Eu zic să nu te pripești. Zău, mai încearcă o dată. Mai încearcă o dată ca să nu ai de ce să-ți reproșezi mai târziu că nu ai încercat cu adevărat până la capăt să salvezi căsnicia. Păi și drajda mea să mă-i famă, că am făcut de toate. Numai inima dă-n pernul meu în școs-o, da? Păi să fii și tu cuceritor, tandru și de nădejde, că asta vor femeile, mă. Ele asta vor, așa am înțeles eu, asta e chintesența, înțelegi? Și dacă faci un efort și ești așa, poate să moaie și ea, nu tu. Chiar crezi că ar trebui să fac chestia asta? Ce dreia cum o dată nu nimerești? Bă, dar nu nimerești toată. Băi, căsnicia este ca un diamant. Ca ce? Ca un diamant? Diamant, diamant, intră la... De să pune la inel sau verghetă? Of, era o metaforă. Nu fi și tu, Gabor, de la... Păi, căsnicia e ceva așa de foarte mare valoare, care nu trebuie pierdut. Înțelegi? Crede-mă, știu asta de la terapia de triplu. De la ce? De la o emisiune TV la care mă uit eu așa că mă distrează. Ce discuție frumoasă aveți, băieți! Nici nu știam că sunteți atât de sensibili! Crește, că am multă treabă, ajung foarte târziu. Nu, 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 azi nu mă simt în apele mele. Sunt ok, azi rămân acasă să mă refac. Păi, Gogule, tu te refaci tot timpul. Întrebarea e din ce dracului te tot refaci? Că nu faci nimic. Ai, pe bune! Nu te știam așa comunistă. Dacă sunt un artist și produc frumos, asta nu înseamnă că nu fac nimic, da? Bine, mă, artistule. Dar mă gândeam că poate ești o pauză de la... arta asta a ta și te duci și pe fimea de la creșe. Ce, îți cer așa de mult? Da, astăzi îmi cer foarte mult. Astăzi nu pot, ți-am zis. Plus că mă obsedează o idee și nu mă las până nu aflu adevărul. Ce idee? Am impresia că varmea, că Sofica vânează averea lui mămica. Mă îngrijește peste noapte așa, ca ea după aia să moștenească tot. Și dacă e așa, eu ce fac? Rămân pe drumuri? Păi uite cât o soluție, băi, geniule! Te duci la varta Sofica și lămuri stărășenia. După care te duci tu frumos la creșe și o iei pe fimea, da? Hai, mersi mult, băi, rămâne nu, stabilit, da? Nu, mersi, nu. Pa, mamă, pa! Mamă, oh, Doamne! Să vână, mămica, Căpșurico, ai un pic de timp? Zi, Ilarie, repede, că n-am timp! Șurioare, ce-ai făcut cu margelele alea? Nu, nu uita, micuța, scumpa mea, soțioară, am dat așa un telefon, doar așa ca să-ți auzi glasciorul al tău minunat. Le-am înghițit eu, aia am făcut. E, hoc, o să le căutăm, ori fi pe undeva. Bine, mamica, dacă acum te las, că văd că ai cazuri de indisciplină la sediu. Sărna... Dacă nu se poate, nu se poate. Îmi trebuie să insiști, mă, Ilarie. Și dacă ți-am promis ajutorul, am să ți-l dau. Stai, stai, că mă cheamă Natura. Am o treabă urgentă, urgent. Natura. Până când o chema Natura? Aici trebuie să schimbi un big dex-ul, ca să-l dai mai cu zvârc. Zvârc. Și la sfârșit trebuie neapărat să prezinți gur. Gubeul. Excelent. De parcă nu era ziua suficient de strigat. A venit și
mama zmeilor. Comentezi cumva? Vrei că o for la domiciliu, madam? Că te fac de nu te mai recunoști. Iar venit cu zgândălă, noi credeam că te-ai potolit deja. Eu m-am potolit, dar văd că tu nu. De ce nu spui mai adevărul? Te doare gura? Gări adevăr, că-ți văr de multe. Nu mă lua la mișto, că-ți da una peste ochi de nu te vezi. Pardon, de nu mă mai vezi. De ce nu ai spus mai adevărul despre nunta lui Van Damme cu baba? Că e o înșelare ca să-și recupereze la banii de la nebună. Vezi? Ți-am zis eu că nu mint? Da, toată lumea minte. Asta dacă nu duc cumva ești vreun zvânt sau ceva. Van Damme purtătorul de biruințe. Bine, mă rog, aproape biruințe. Recunoaște că n-ai vrut să-l susții pe ăsta, fiindcă încă mai ai bucurii la aia. Și chiar ai sub ochii mei! Asta am spus și eu, că altfel nu văd de ce n-ar fi zis adevărul. Ei, da-mă la el! Dar tu crezi că eu dețin adevărul suprem? Băi, la noi doar imam poate zice adevărul. Asta nu-i destul de gata, că să mai bași ochi de mine! Mă scuzați că vă întrerup spectacolul ăsta de circ, dar noi doi Van Damme trebuie să luăm o pauză momentan. Se pare că m-am cam pripit. E pe pipit. Mișca! Mișca, am zis! Spre mine, hai! Hai! În cea-cea! Mișca, mă, astăzi! Treci! De rog, urmează-mă, vă rog frumos! Te-ai cam obișnuit așa acum, mică? Soriară în sus, soriară în jos? Adică e cam izolat-o, numai de tine știe. Ai făcut-o dependentă de tine. Fiindcă doar eu am grijă de ea, idiotule. Și dacă tu crezi că am vreun interes ascuns, nu știu, averea sau altceva, ești bolnav. Da, voi fi bolnav, că nu mi-am mai făcut analizele de vreo 100 de ani. Tu nu stai seama în ce halte rănită-i săraca femeie după episodul irresponsabil cu nunta, la care tu ai subscris ca un idiot? Și acum colac peste pupăză. Mă mai e pe mine la trei păzește. Am păstrat o bălărie vintage de la fostul meu iubit, pierdut pe veci. Dar tu fie ăsta, cine e sorul meu? E băiatul tău, Gogu, nu-ți mai amintești de el? Păi, tu râzi de mine? Cum, Doamne, iartă-mă să fie băiatul meu când eu sunt virgină toată? Tu ești singura mea familie, atâta știu pe lume, numai tu. Surioara mea sus, surioara mea jos. De ce te bași tu în problemele mele cu Van Damme? Poftim! Ei, nu, că asta-i culmea tu pe unul. Aveam și eu ocazia să obțin de la el promisiunea că o să mă respecte? Dar tu m-ai făcut să ratezi șansa asta, Emma! Folosi pretexte, mai bine recunoaște că o vrei pe fufa aia! A, nu, e clar, ești nebună. Așa cum zice toată lumea, nebună, nebună! Care lume? Care lume, bă, tu să te uiți în ochii mei și să spui care lume zice că sunt eu nebună? N-am zis lume. Care lume? N-ai ușă la bordei, mă, deștept, trebuie intra așa, fără să bați? Teo, e urgență, zic că fac un atac de panică. Jumătate din populația lumii, ba chiar 3/4, fac atacuri de panică. O să le treacă, așa cum o să-ți treacă și ție. Pă bune, asta e metoda ta de tratament psi, o să-ți treacă? Da. Aia de la Colegiul Medicilor sunt de acord? Aha! Deci ai scos artileria grea. Zi, mă, ce vrei, zi, până nu mă enervez și fac un gest de cugetat, zi. Tot tu să faci? Dar ce ar trebui să fac? Pentru că eu mă simt trădat în triunghiul nostru amoros, conjugal. Pentru că nu populația a curs mai multă încredere. Și Sofica am impresia că mă sabotează. Și cum, mă rog, te sabotează? A convins-o pe mămica să nu mă recunoască și ea să drept sorsa. Stai seama, singura e familie. Vor să mă scoată din testament. A răspuns la toate întrebările până la... Opa! A, ce părere îți faci, mă? Crezi că o dau pe spate pe căpșunica mea cu prăjiturile astea? Nu cred. Pentru că tatica tot timpul ținea cură de slăbire. Și nu-i plac cadourile dulci. Pe cuvânt, mai bine îi luai un buchet de flori?
Ce buchet? Ce dragi de amiaz, mă? Cum se ia un buchet de flori la o fată de la țară, mă? Ce are? Păi asta e născută, crescută pe miriște, unde e plin de... E oferta completă. La vor face referință. Dar ce avem noi aici? Colega, pune-le tu la rece astea, te rog frumos, pentru mai târziu, când o veni la micu. Care ăla? Care ăla micu? Prost ești, mă. Când vine nepotii meu, Tudorica. Tudorica cu trompeta, băiatul Sormea. Care-i surta, mă? Mamă, câtă prostă. Păi, e Stanța, care vine cu trenul de Franța. Și la gara vine direct acelea ca să era secția. Care-i secția? Secția noastră, mă, cu care noi ne mândrim. Vai, Larie, dar ți-ți plac și copii. Ce frumos. Ești pur și simplu perfect, Larie. Stai, nu te arunc, mamă. Stai. Măi, Grasila, e frumos de față cu... Și așa, ăsta e și gelos, mai pupă-l și pe el. Ce? Că suferă. Eu am plecat la frigidă. Ia uite-l, mă, ce-s. Așa e, sfios. Vezi că-l pierzi. Hai, lasă-l. Stai, Grasila. Asta cred că m-a dus vreau. Osama! Osama, vină și tu să vezi de tanții cât sunt eu la dus, o păzești, hai! Pe cine că păzești eu? Pe mata, bre, că am nevoie să fac și eu un duș, nu vreau să te las singurică. Stă, Osama, cu matale. Cu mine? Da. În aceeași încăpere un bărbat? Juriara, tu n-ai inimă? Mă știi traumatizată și vrei să lărgești așa rana? Mai bine mă omor, că nu concep așa ceva. Ce, lasă-l jos, te rog frumos, lasă-l jos. Uite, tanti, poți să am încredere în matale să mă duc să fac și eu un duș, să stai cu minții, că te rog frumos, promiți? Ok. Lasă-l jos. Păi l-a lăsat. Cuțitul. Ok. Așa. Poți să plec, tanti, acum? Neave, tanti, măta. Eu sunt o viață ficioară neprihănită, cu imaginea deselită în fian și timp. Bine, cum zici, mata? Domnișoară, poți să te las aici singurică? O să stai cu minții că mă duc și o să-mi fac un duș? Da, poți să-mi promiți asta? Du-te! Că mă duc și o să-mi caut dreptatea. Cât de aberant este să plângi după atenția maică-ți acum când în sfârșit ai scăpat de ea. Dar trebuia să scap eu de ea, nu ea de mine. E, hai că am dat-o pe lingvistice acum. Păi tu nu ești normal, Costeluș? Toată viața ai vrut să scap de ea și acum când în sfârșit ai scăpat, plângi că nu te recunoaște. Păi de ce să nu mă recunoască? Că e mămica mea și o să-mi pui ei mic. Mic. De, nu, că este iau gură de aer, că mi-ai făcut nervii praf. Și pe mine cine mă mai tratează? Băta! Tanti? Tanti? Domnișoară? Tanti? Bre? Tanti? Unde ești, bre? Tanti? Oh, iar a dispărut. Gogu. Alo, salut, Costele. A dispărut tanti. Am dus și eu să-mi fac un amărât de duș ca tot omul și când m-am întors nu mai era. Vino repede să o căutăm, că în starea în care e, cine știe ce poate să facă. Și ce treabă am eu cu chestia asta? Descurcă-te singură că ești soră sa. Ai uitat? Eu nu mai exist. Ok. Mă duc eu la poliție să reclam dispariția ei. Du-te odată! Le-am luat prezervativ? Poftim? Oh, nu mai prost! La preventiv! Mm-hmm. Da, m-am gândit că poate treci tu pe la noi și să am ceva dulce să-ți dau. Da. Și culmea ta, ai venit! Mă excit atât de tare când îmi faci surprizuțe, da? Eu fără mă frumos! Să trăiești, mă scuzați, am venit! Dar de ce am venit? Am venit și fac o... O ce? Am venit și fac o reclamație. O reclamație? Da. Ce reclamație vreți să faceți, doamnă? Ai până aceea, domnișoară, da. Ce, nu vezi că sunt îmbrăcată exact după ultimul răgnet? Am venit și reclam un abuz. A
asupra sentimentelor mele. Ce? Un abuz, băi, proștule, un abuz. Abuz, adică un obuz fără a. Da, adică... Abuz, înțelegi? Nu v-ați dat seama că aici e o secție de poliție. Aici nu e un cabinet din ăsta de consultații în amor. Ce vă răgnetele astea? Să rămână în linea. Tati! Șică, băi, domnule! La fix, colega, la fix! Perfect! Te rog eu frumos, o însoțești tu pe domnișoara acasă la dumnea ei ca un cavaler ce ești. Mai... Pardon, colega, că ai fost dezinformat totalmente. Eu nu-s niciun cavaler, niciun drag, niciun loc. Eu-s numai agentul Chiorete Ilarie, care se află acilea la dispoziția cetățeanului și servim patria, ca să-ți fie clar. Ha! Cine mi-a furicit prășturele fără să-mi ceară mie voie în scris sau aud? Ia una, pula, am avut și o ocazie. Băi, termină, nu fii prost, du-o tu pe baba acasă, ca să îi dai bine în ochi lui Sofica, băi. E o șansă extraordinară. Crezi treaba asta? Că o să-i dau bine în ochi ei? Wow, dar nu crezi cumva asta e manevră ca să uit că mi-ai furicit prăjiturile? Lasă-mă pace cu prăjiturile, că îți iau 2 tone de prăjituri. Da. Și băi, o să fiu un erou pentru Sofica în acest moment. Stâmpitule, îți iau 2 tone de prăjituri și 3 lanuri de flori. Du-te încolo, du-o pe asta acasă. Prost ești, mă, pe ce florile crește în lan. Vai, de agricultura ta. Ce sărăia, tătișoare? Poftiți acasă? Haideți, poftiți la vagoane? M-au eliberat? Da, cum? M-au iertat? Da. Dar ce-am făcut? Mă, ați făcut bine. Bine. Foarte, cred că ați luat examenul. Haideți. Da, mulțumesc. Dar unde mergem? Unde nu te aștepți, ne. Și mai aveam nevoie doar de semnătura ei pe acte, atât. Dar e imoral să pui pe cineva să semneze în necunoștință de cauză. E un abuz. Mă, Barbie, aici te înșeli, pentru că victima abuzului sunt de fapt eu. Că după ce am obținut niște super contracte pentru vânzarea pâinii babei, zici că eu sunt ăla care a rămas cu ochii în soare. Păi cum așa? N-ați semnat nimic înainte? Ba da, contractele le-am semnat. Adică, mă rog, le-a semnat ea. Adică ele sunt semnate până la urmă, dar... Actul prin care îmi primesc eu comisionul n-a apucat să-l semneze, fiindcă s-a sclerozat fix înaintea semnării. Bă, dar știi cum? Fix atunci. Auzi, mă, tu mă iei cumva de proastă? E clar ca bună ziua că mi-ți îngheață apele. Stai, mă, că nu... Nu mai vreau să au nimic, dar nimic. Că mie nu mi-au plăcut niciodată poveștile astea de a dormi copii, mai ales zise de perverși mincinoși ca tine. Unde dracu știe? Haide încă o dată, adică și pasta. Nu mai pot, ia de aici. Da, mă, lasă! A venit să arunc disperăție, mămichi, și să rog orcanele să o caute. Vă rog, mă implor să o caute. Stai, mă, liniștit. Stai liniștit, că tocmai s-a dus Chiorete să o ducă acasă. Gata, să o ce vești de bună, mersi, doamne. Dacă voi ce aici partenerilor. Deci, până la urmă, aici vă ascundeți voi de mine. Asta-i cu ibușorul vostru de nebunii. Dar eu eram în trecere și am intrat casă. Să te mai mozălești puțin cu domnul Poponez. Nu-ți rușine, madam. M-ai lăsat pe mine în cele mai grele momente când eram trist și dărâmat. Și ai venit la ăsta care nu e nici trist, nici dărâmat. Uite-te la el că radiază tot. Dar de unde știi tu că nu sunt nici trist și nici nu sunt dărâmat sau tulburat sau băi... Nu le arăt eu așa cum faci tu, țipi în gura mare. Plopule! Știi ce? Mai bine clov decât burghez trist și plictisit ca tine. Suferi tu! Ce glumă bună! Deja m-a apucat răzut! Băi, ce glumă are preșoarice! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Superiorii știu cu care oamenii... Da, și eu am făcut carate îndelungate! Superiorii tăi știu că oamenii și tățenii care... Gura! Să te pună reclamație! Gura! Ce gura? Gura! Gura, canule, stau triplu ăsta că m-a săturat! Și eu? M-am săturat de mai numai până nici unul nimic! Ce? Măi, ștar minacă! Mă, eu așa sunt băieții, mă, sunt mai în caieră, așa nu se poate, nu se mai poate, că n-ajungem nicăieri, da? Vă fac program. O zi unul, o zi celălalt, da? Eu primul, eu primul. Și nu mai vreau să au niciun fel de discuție, ai înțeles? Ba da, eu sunt primul, astăzi zici eu a mea, te rog eu frumos, pentru că eu sunt cel mai dărâmat, eu sunt cel mai trist, am făcut un atac de panică, era să o pierd pe mămica și acum nici măcar nu mă mai recunoaște, înțelegi în ce situație sunt? Nu mai pot, nu mai pot. Bine, ai câștigat.
și gata, da, știu că ești varză azi, ok? Hai că te rezolvi seara cu un amor de consolare. Ok, ies în primul. La revedere, fată, geală. Nu, nu, nu rămâne, pleacă cu mine. Ce faci, cu el? Da, că e ziua mea. Băi, că te sfârc, lasă că mâine e la doamnă. Domnul Mateescu! Pa. Dar de ce sunt tare? Dar ce-am făcut? Surioară, ce surioară? Nici eu cu poliția. M-ai speriat, surioară, să nu mai pleci niciodată fără să-mi spui, promiți? Da, ce să vorbim? Nu mai pleci niciodată fără să-mi spui. Ok, unde ești oprit? Aoleu, unde ați găsit-o? A fost un caz foarte grav. A venit la noi la secție să depui o reclamațiune și a uitat ce a vrut să reclame ea. Mulțumesc că ați găsit-o, că cine știe pe unde s-ar fi rătăcit. Acum te văd. De cine ești, mă rog frumos? Aoleu, iar începe. Eu? Tu nu cumva ești domnul ăla cavaler care vrea să mă ia de nevastă în locul golanul ăla care m-a părăsit în fața altarului? Să știți că eu nu... Știi ce? Poate că domnul ăsta o să mă iubească mai mult decât golanul ăla care m-a lăsat și pe care nu o să-l uit niciodată. Dar cu timp o să învăț să-l iubesc și pe ăsta, că știi cum e vorba aia românească. Pofta, vine mă. Stai bre, te învinge așa, că nu ține crăbata. Nu cumva ești mămica mea și o să-mi dai binecuvântarea să mă măriesc cu cavalerul ăsta frumos care a venit el călare să mă ia foșaua lui. Poșa, te iau cu mobră. Dănite, ia uite, ți-a făcut un sandwich. Tu te... A băgat pui. Uite, ce? E frumos, a? E frumos ca dracu. Să le trec amândouă. Păi dar nu trebuia să fie invers? Păi e invers, nu? Hai, dă din mâini. Văd că tocmai asta zic că e... Din mâini, mai dă-te, mai dă. Deci nu mai tu nu mă vorbisei pe la spate, Gogoașa. Eu... Cum ți-ai permis, bă, să mă faci nebună? Tocmai tu! Stai puțin, cred că e o confuzie. Cum e? Nu e nicio confuzie. M-ai făcut nebuna și punct. Pot să vă ajut cu ceva, că pare de competența mea. Nu, mersi. E o discuție personală între mine și el. Da, corect. Deci cum ți-ai permis, mă, luxul să mă vorbești în casa mea? Mă rog, în casa ta, cu bărbatul meu. Și apropo, unde-i fata când dormitor nu era? Alo, magazia? Unde-i fimea? Măi, cum să-ți explic? În toată nebunia de astăzi, am uitat complet de ea. Ai uitat de fimea, bă, tu ești tâmpit, trebuie să iei de la creșa cu 6 ore! Așa mult? Îndeplinește ultima dorință și ai grijă să-și spună și ultima rugăciune. Că mă întorc și l-o mor. Gata, asta a fost tot. Rămâi văduvă. Da. Cu mine vorbiți sau nu? Lasă, că o să știu unde ești tot timpul. Hai, continuă. Hasane, fratele meu! Unde mă faci că e, mă? Hai, nu știu dacă pot să mă abțin, dar hai! Hasane! Fratele meu! Îmi sare și muncii din nas! Dar și țin, mă, că vreau și un pic de afecțiune. Hai, mă, că ne descurcăm noi, opriți un pic luminile. Hai, codăm, hai. Gata, 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 hai. Că am dus-o pe fimea la creșă, mă rog, pe fita, și am făcut acolo. Acolo, pam, pam, ieși afară. Doamne, ce-mi face, frate? Bat atâta drum până aici să vorbesc cu ea și ea nu știe replica. Dar o să fie ăsta, cine ești, oameni? E băiatul tău, Zarzu. Zarzu? Chiar Gogu? A reușit să faci o situație ciudată, mult mai ciudată.